în fire, dar se vede de ce am avut ghinion. M-am așezat la masa 13. Trebuia să vă numerotați mesele din 2 în 2. Nu știați că numărul 13 aduce ghinion, dar nu-i nimic. Aveți timp să recuperați. La Doftana nu au avut ei muzică, dar ce urmează? Moment artistic se numește. Hai, Georgiana! Hai la mamaie! O, zis mama că mi-o da, văleleu, văleleu, zestre când m-oi mărita. Văleu, văleu, văleleu, 20 de perne mari, văleleu, văleleu. Văleleu, o mână ridicată, să fie alt client nemulțumit? Dar o văd că un coniac aveți o tărie. Aveți noroc. Un coniac merge? Da, merge. Așa ca între bărbați? Da, ca de bărbați. Luptați cu mașina, nu? Nu, nu. Mi-a dat apă plată și mie nu place. Eu sunt cașieră și ruginesc. Așa. Poftiți. Apa nu e bună nici în cizme. Apoi s-o bei. Pentru fica dumneavoastră? Nu e fică, e soția. Unde merg eu cu soțul meu, în celelalte restaurante sunt îmbrătați mult mai bine. De 10 ori mai bine ca aici. E soția? Da. E clar că numerele impare nu ți-aduc noroc, Cătăline. La masa 15 ai reușit să faci și o gafă. Văleu, văleu, văleleu, 20 de perne mici. Văleleu, văleleu, toate pline cu furnici. Văleu, văleu, văleleu. Este foarte talentată și foarte drăguță. Este o fetiță extraordinară. Mi-a plăcut mult cum a cântat. Bravo! A fost foarte frumos. Dar mi-a plăcut. De la extaz la agonie. Vasele din bucătărie nu se spală singure, iar Gianina are mari probleme și suntem abia la aperitiv, iar mama lucrează de zor la felul 2. Sper să ne mai revedem. După ce câștigăm un curs. Aole, Dumnezeule. După ce și-a încălzit vocea la parter, e timpul ca Georgiana să-l impresioneze și pe domn primar. Hora mea e moldovenească, măi, cine știe să trăiască, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca și-ai hora pe la noi, măi, șai din vinita. Din copzare lângă mine, măi, să învârtim hora mai bine, măi, măi. Stânga unu, dreapta doi, măi, ca și-ai hora pe la noi, măi, șai din vinita. La Disco Fever, aglomerație mare. Și mi-e rău. Iar cum la înghesuială lumea devine irascibilă... George! Hai, măi, Cătălin, mamă, ce faci? Fii atent, te rog frumos, dar să ne aud oamenii și terminați, da? Gata, amândouă. Ehe, se pare că experiența își spune cuvântul. Vasele Aureliei sunt pline de mâncare. Deja la Doftana se servește primul fel, ciorbița. Poftiți, vă rog. Sper să vă placă. Cine mai vrea fasole de aici? Nu vrei dumneavoastră? Varză. Varză vă aducem, domnul polițist. Ce nu mi-a plăcut în seara asta a fost ciorba de fasole. Simplu motiv că a fost prea sărat. Bufetul suedez nu le-a ajuns nici pe o măsea invitaților Gianinei și ai lui Cătălin. Două porții de șnițel cu piure. Șnițel cu piure, ok. Două porții. Pui cu sos alb. Cu dumneavoastră pui cu sos alb. Da, pentru mine. Dumneavoastră? Șnițel cu piure. Și șnițel cu piure. Da. Eu vreau șnițel cu piure. Șnițel cu piure. Ai da. Întrebat toată lumea ce mai vrea? Fetele vor tot la fel. Așa, una, două, trei fete bun. Două fete. Da. Tu? Cam la fel. Cam la fel, da? Ok, deci asta e cu ori 2, X2. Am înțeles. Okay. Comenzile trebuie onorate rapid, pentru că răbdarea e pe terminate. Tu stai și te uiți la oameni. Gata. Stai și vorbesc. Oameni. Avem comenzi dacă a gătit mami bine, normal, nu? Cum adică a gătit? Iar începe a gătit mami. Eu n-am gătit. Am gătit amândoi, bine, am gătit o strebie. Nu mai da. Unde e vreo și o cum spune, lingură? Oh, poftim. Da-ți-o.
E bine și cu atmosfera disco, dar tot mai bine e cu mâncarea, că doar suntem la un restaurant. Poftiți. Mulțumesc. Aveți tacămuri, da, aveți. Next. For a baby, she's a red light district lady. He got a distinction in PE. His mom got Nick for his truancy. Now he's a multiple offender. În sfârșit, le-a venit și lor mintea la cap și ne servesc la masă. Am fost nevoită să-mi pun farfuria pe jos, n-am putut să-mi tai deloc șnițelul, n-aveam loc. Cine a dorit friptură? Eu. Mulțumesc. Bine, bine. Da. Poftă bună. De poftă nu duce nimeni lipsa, însă întotdeauna există și oameni mai pretențioși. Mi-a plăcut tot meniul, numai că friptura a fost rece, cartofi prăjiți și vinul s-a adus după ce s-a mâncat friptura. Mâncarea e bună, păcat de organizare. Friptura a fost un pic cam uscată și mi s-a părut că nu era ok. Iar la varză, la felul 2, a fost carnea mult prea grasă. A mai rămas jumătate de oră până când cutiile cu bacșiș vor fi luate, așa că pe ultima sută de metri, Gianina și Cătălin trec la dulcegării. Așa, mai pune, perfect. Cam așa, nu? Da. Ați băut, ați mâncat, e timpul să răsplătiți și eforturile gazdei. Ne-a plăcut foarte mult și oferim... Sper să câștige. 100 de ron. Am zis 250, sunt niște oameni deosebiți, chiar îi merită. Bravo, domn polițist! Obrazul subțire, cu cheltuială se ține. Sunt foarte mulțumită de tine. Ai fost puțin mai indisciplinat și nu mai supărat, dar ca de obicei, așa. Dar totuși ne-am descurcat. Gândește-te cât au muncit oamenii ăștia să facă pregătire. Da, da, 60 de lei, ținând cont că a fost, carnea nu a fost exact pe placul meu, cel puțin mie nu mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut, dăm 150, nu facem dorință. A venit momentul ca și amatorii de disco să spună cât a valorat meniul. Am băgat 120.000, banii care am avut și noi că suntem elevi. A fost ok. Da, 200.000 pentru mine și prietena mea, deși nu merita nimic. A, s-a leșinat. Nu mai pot. Un miliard de invitați, Doamne, câte probleme, sunt rupt. 500.000 cu indulgență. Pentru începători, cred că e bine, chiar foarte bine, trebuie să le dăm un pic de curaj, 1.000.000. Mersi foarte mult, ai văzut, cred că mare ai salvat seara cu muzica, toată lumea nu s-a legat de muzică, fără mișto nu ai auzit. Super tare. Toți ai zis. Ofer 500.000, dar nu mi-a convenit faptul că nu am fost servit la masă. Ora 10 a venit, omul nostru a sosit. Cuplurile se pot relaxa acum. Urmează să vedem care dintre invitați au fost mai darnici. Perechea care a strâns cei mai mulți bani la cutie va fi declarată câștigătoare. Iar pe lângă bacșișul ce le revine, vor câștiga o excursie în Franța. Aoleu, nu mai pot. Sincer, nu mai pot. Dacă voi nu mai puteți, ce să mai zic?